Dragi prieteni, bună regăsire la interviul săptămânii tuturor celor care ne urmăriți pe RCS FM, pe Angelus TV. Vă adresăm mulțumiri pentru că sunteți din nou alături de noi și vă propun ca astăzi să cunoaștem profilul unui preot care nu a avut o viață ușoară, dar cu toate acestea a știut să răzbată prin toate și să reușească. Din povestea dumnealui de viață învățăm și noi astăzi, invitatul de astăzi, Părintele Emil Lucaci. Părinte, bun venit în studioul RCS FM. Bine v-am găsit și salut și eu cu toată inima postul de radio RCS FM. Aduc mulțumirile comunității mele, a credincioșilor, în special a bolnavilor care îmi spun atâtea lucruri atât de frumoase despre ceea ce ascult, ceea ce învață de la RCS FM. Sunteți paroh la Tețcani acum, o comunitate strâns legată de biserică, am auzit lucruri foarte bune despre această comunitate, însă știu că sunteți din 2021 acolo, deci iată aveți un an de zile de când ați preluat această comunitate după o experiență destul de lungă, 14 ani undeva în zona aceasta, la Horgești. Cum a fost această schimbare și cum e să o iei de la capăt, practic, într-o altă comunitate, după ce te-ai obișnuit și ți-ai făcut o viață în altă parte? Nu a fost o trecere prea grea, pentru că totdeauna am fost disponibil. Am zis, oriunde este nevoie de preot, oriunde este nevoie de cineva care să-i slujească, și m-am încadrat imediat și mă simt chiar foarte bine. O comunitate caldă, primitoare, foarte deschisă, și chiar am început să fac diferite activități prin care să mă cunoască mai bine și să ne atașăm, să ne legăm puțin. În viața unui preot apare câteodată nostalgia după anumite parohii în care a activat, gândindu-mă la Sfinția voastră, iată, ați fost vicar la Sagna, ați activat la Frumoasa, la Oțeleni, la Vladnic, la Horgești și acum Tețcani. Dacă e să fiți nostalgic, ce perioadă vă amintiți și ce perioadă v-a fost extrem de aproape de suflet? Toate în general, dar în special la Horgești, pentru că acolo am și finalizat construcția bisericii, am sfințit biserica, am făcut și o capelă mortoară, am refăcut biserica de la filială, deci m-am implicat mai mult și m-am legat mai mult de oameni, și prin faptul că lucrez, prin faptul că desfășori activități mai multe, îi cunoști pe oameni mai bine și se creează o legătură mai strânsă între păstori și credincioși. În mod evident, latura spirituală trebuie să fie cea care primează pentru un preot, dar e clar că aveți nevoie și de un fel de latură administrativă, o latură de om gospodar, de om care știe să organizeze lucrurile, să le facă astfel încât comunitatea să aibă de câștigat până la urmă și să aibă toate cele necesare. Cât credeți că este de important să știi să fii și administrator, pe lângă a fi doar administrator de suflete? E important, pentru că vă spun o experiență. Când am ajuns la Horgești, era în construcție biserica, eu primele 2-3 săptămâni a trebuit să mă acomodez, să cunosc inginerii, echipele de muncitori, și imediat unii din comunitate au zis: da, ce crede preotul ăsta că a venit să stea? Noi avem determinat biserica. Și atunci am zis, mă apuc repede de treabă. Sigur că e și latura aceasta spirituală, dar făcând ceva pentru ei, ei își dau seama că ții la ei și de fapt chiar vrei să lești ceva și să prin asta să demonstrezi într-adevăr că le dorești binele, și nu e suficient numai numirea de preot, de paroh, ci într-adevăr trebuie să arăți că vrei să îi ai aproape pe credincioși sub aspectul ăsta de administrare. Și ei chiar țin foarte mult, avem un paroh gospodar, un paroh care vrea să facă ceva, și astfel legătura este mult mai strânsă. Întorcându-ne la prima experiență a Sfinției voastre într-o comunitate, și anume cea de la Sagna, unde ați fost vicar, nu? Abia sfințit preot, ați fost trimis vicar la Sagna. Cum ați privit atunci viața de preoție și care erau așteptările Sfinției voastre?
Am avut o experiență deosebită acolo. Am stat cu parohul meu doar 4 luni, din august 1989 până în decembrie, la începutul decembrie 89. Părintele paroh s-a îmbolnăvit, a intrat în spital și s-a întors abia peste 9 luni de zile, la jumătatea lui septembrie. Și în timpul acesta am rămas singur. Practic ați fost la prima experiență ca vicar, dar a trebuit să îndepliniți și atribuții de paroh. Da, da, da. Și cu 2 filiale care erau atunci, Gădințul și Piscurusului, astfel că aveam câte 4 liturghii pe duminică, în afară de, sigur, spovezile și toate celelalte activități de cateheză. Și a fost foarte greu, dar în același timp pentru mine a fost un argument să îmi dau seama pe unde sunt și dacă sunt capabil într-adevăr să fac față la activitățile acestea. Și după aceea, indiferent ce situație au apărut în celelalte parohii, eu știam că acolo m-am descurcat și Dumnezeu mă ajută. Știu că atunci când erați în seminar, un telefon, un simplu telefon, v-a oprit din a renunța la viața de preoție. Erați pregătit să bateți la ușa rectorului, nu-i așa, și să-i spuneți, gata, eu mă retrag, renunț, erați, cred, în anul 5, nu știu dacă greșesc, în anul 5, și ați spus, gata, mă retrag, nu e pentru mine, nu vreau să termin seminarul, nu vreau să devin preot. Dar s-a întâmplat ceva și nu ați renunțat. Povestiți-le celor care ne urmăresc, ce v-a schimbat atunci viața și ce v-a întors, de fapt, de la decizia pe care ați luat-o în acel moment. Da, ca și, de fapt, în toată viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu, în providența sa, Dumnezeu în planul său, totdeauna a aranjat în așa fel situațiile din viața mea, conducându-mă spre această direcție. A fost, într-adevăr, am avut un timp de încercare, mă gândeam că e dificil și e greu și nu știu dacă am să fac față la cerințele preoției, la, sigur, o atât de nobilă această misiune, dar și atât de dificilă. Și mi-am zis să știu o leacă de să cânt la orgă și am să renunț și am să rămân tot slujind biserica, dar în alt mod. Și m-am, într-un studiu de la 8:30 seara la 9:30, m-am ridicat deodată din bancă și am spus colegului meu de bancă, merg la rector să mă retrag. El sigur a încercat să mă rețină, dar ce se întâmplă? Dar toată lumea știe că este, totul e ok, n-ai probleme. Nu, eu merg. M-am ridicat și am plecat. Merg în drum spre ușa rectorului, am trecut pe la centrala telefonică și am schimbat câteva vorbe cu cel care era la centrala telefonică și am spus că merg la rector. Când am ajuns și când am ridicat mâna să bat la ușa rectorului, a sunat telefonul. Acel elev de la centrala telefonică a scos capul puțin și a zis, ai bătut la ușă? Nu. Hai că e pentru tine telefonul. Și am zis că glumești, cum adică să fii pentru mine? Pentru că în 9 ani de zile niciodată nu m-a căutat nimeni la telefonul respectiv, la cât am fost în seminar. Nu, serios, hai că pentru tine. Zic, hai să-i fac jocul, dacă este un joc al lui. M-am întors înapoi. Ați crezut că e o glumă? Da, în acel moment ați crezut că e o glumă? Da. Dar am zis, hai să mai schimb o leacă, mai liniștesc puțin. Și la telefon era unul dintre părinții vicari cu care vacanța trecută stătusem câteva, 2-3 săptămâni, ne-am simțit într-adevăr foarte, foarte bine, m-am simțit bine împreună și el chiar atunci s-a găsit să-mi dea telefon, să spunem așa. A fost pentru mine într-adevăr providențial. Am vorbit cu el, ce face Emile, mi-a spus el, nu prea bine, dar de ce? Pentru că eram la rector ca să mă retrag din seminar. Și atunci el a spus, da, nu se poate, cum adică, spune că glumești. Nu glumesc, chiar e adevărat. Băi, hai să stăm o leacă de vorbă, dar nu am timp, că uite, de acum sună pentru să mergem la capelă, să facem completuri, să facem rugăciune de seară. Atunci
Mi-a zis, dar stai, de ce te grăbești așa? Ce s-a întâmplat? Și o discuție, am început o discuție foarte, foarte aprinsă, el să rămână, eu să, că vreau să plec. Și mi-a spus, cât mai ai, cât trebuie să mai stai la seminar? O săptămână. Ai dat examenele? Mai am unul, dar e cel mai ușor și nu e problemă. Le-ai luat pe toate, da. Și atunci zic eu, nu, eu vreau să plec din seminar. Acum. I-a spus, eu sunt acum la Focșani. Și mă uit pe mersul trenurilor, văd că la 10:30 o să avea un tren spre Iași. Mă duc eu pentru tine, fac special efortul ăsta, merg pe la 2:30 noapte, ajung acolo și stai pe la ușă să-mi deschizi ușa. A venit într-adevăr, am stat până dimineața, am stat de vorbă și ne-am tot pe același ton, subiect, pe același, da, eu să plec, el și mi-a adus argumentul ăsta, a spus, ai toată libertatea, dar de ce nu te gândești că e o criză, într-adevăr, mai e o săptămână și ai terminat, te-ai dus în vacanță, ai după aceea 3 luni de zile de gândire, da, poți să te gândești, să te răzgândești, dar de ce atâta grabă? Nu înțeleg. Și într-adevăr, l-am ascultat și pe parcursul vacanței, sigur, am discutat cu diferiți preoți și am depășit, dar providențial și cu totul a fost, consider, mâna lui Dumnezeu, faptul acel că... Apel. Acel apel. Și acea persoană care atunci s-a gândit să mă sune. Cum credeți că ar fi fost viața Sfinției voastre, Părinte, dacă ați fi bătut la acea ușă? Nu pot să-mi închipui și nu cred că era ceea ce trebuia să se întâmple. Și gândindu-mă la toate activitățile mele din toate parohiile și mai ales la sufletele oamenilor și la cei pe care am cunoscut și i-am ajutat cât am putut, sigur, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin voința lui Dumnezeu, consider că ar fi fost o mare lipsă. Adică nu m-aș fi simțit, într-adevăr, după voința lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Pentru că urmează să înceapă, nu? În curând, anul universitar. Care este mesajul Sfinției voastre pentru acei seminariști care trec printr-o criză similară și poate simt că e momentul să se retragă sau analizează această posibilitate de a renunța la acest drum al preoției? În primul rând, sigur, rugăciunea, să-și plece capul în fața tabernacolului și să ceară lumină, să ceară lumină și curaj. Apoi să ceară sfaturile preoților, acelor pe care îi cunosc, a parohilor, a foștilor paroh, a vicarilor, poate cu care sau se simt mai bine, și să aibă mare încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care, de fapt, dă putere și ajutor și El ne-a chemat și El nu ne va părăsi, El totdeauna este cu noi. Și spun, dacă pot să spun, nu, am văzut în viața mea, în sensul că m-a luat dintr-o familie atât de săracă și... Vom ajunge și la acest aspect. Da, da. Asta urma chiar acum să zic că e surprinzător cum un om care a trecut prin atât de multe greutăți prezintă un atât de mare optimism și promovează speranța și gândirea pozitivă. Ați fost mereu acest tip de om, cu toate că viața n-a fost deloc cu dumneavoastră așa. Da, sigur, a fost momente grele, momente de alegeri care n-au fost deloc ușoare. Ca să le spunem prietenilor noștri, povestea primei părți a vieții Sfinției voastre, v-ați născut la Săveni, într-o familie cu 11 copii. O familie săracă, o familie creștină totuși, și la un moment dat ceva a schimbat cursul vieții Sfinției voastre și vă rog să ne povestiți Sfinția voastră ce anume. M-am născut, sigur, cum ați spus, într-o familie săracă. Tatăl meu a fost cioban toată viața. Și la CAP, cât a fost CAP-ul, dar după aceea și la oile satului. Mama casnică, sigur, n-avea cum, dar la CAP, lucrau la CAP și o atmosferă cu totul deosebită în familia noastră. Liturghia de duminică era liturghia de duminică, mama când putea zilnic mergea, se împărtășea
Serile de iarnă erau minunate, cât eram acolo 8-9, cât eram în casă, doi dintre primii cei mai mari s-au căsătorit mai din timp, și niște seri minunate, spuneam, de iarnă. N-aveam curent, n-am avut, cât am fost seminarist, n-am avut curent electric în casă, doar la lampă. Lampa cu gaz. Cine a fost la Săveni știe că e o zonă destul de izolată. Am fost și eu cu mulți ani în urmă și chiar am rămas surprinsă de ce se ascunde după acele dealuri, pentru că e cumva izolată de toată zona E capăt Săveni. De drum, practic, pe acolo nu este trecere spre alte localități mai importante. Și tocmai de asta și școala primele patru clase pe care le-am făcut la Săveni au fost dificile. Am avut multe lipsuri. Profesorii trebuie să vină 5 km pe jos, în noroi, nici măcar piatră nu era, și este o vorbă la Săveni, nu găseau o piatră ca să arunci într-un câine. Și profesorii înghețați, uzi de multe ori și obosiți, nu aveau ei curajul așa să facă ore, făceau ore, își făceau cât de cât, dar oricum se simțea această oboseală. Dar vă plăcea să învățați, părinte? Ați fost în primii ani de școală, ați fost elevul țilitor? Învățam, dar nu eram printre primii. Oricum, sunt mare noroc că am avut surorile mele mai mari care mă... Au știut să vă atragă spre ceea ce trebuie. Da. Și ați făcut primii ani de școală? Da. Și pentru că eram mulți în familie, statul, mă rog, primăria ne-a spus, i-a spus părinților că au posibilitatea să dea doi copii la casa de copii. Și tatăl și mama s-au hotărât să mă dea pe mine și o soră de-a mea. Cum a venit această hotărâre? Mă gândesc la mintea simției voastre de copil de atunci. Cum ați primit această veste? Era ca un lucru bun, la modul că te duci acolo pentru că ai condiții mai bune și ai șanse mai mari? Sau ca un lucru rău, iată de ce mă dau pe mine și nu pe alt frate de-al meu? Cum ați privit lucrurile? Prima fază, sigur că a fost asta. Și vă spun cum s-a manifestat. Au fost nu știu câte zile, dar au fost zile destul de multe când am plâns în continuu acolo. Nu știam cum simțeați abandon, de fapt. Da. Ziceam, aveați 11 ani și așa ați privit lucrurile. Da, de ce eu? Și de ce? Le-ați spus? Ați ripostat? Da, sigur, le-am spus. Dar tata spunea totdeauna, lasă că așa e bine pentru viitorul tău. Ei, să vezi ce bine o să-ți prindă. Și zice, și numele pe care ți l-am pus, Emil, vine de la Emil Botnaras, un mare ministru pe timpul acela, și zice, să ajungi ca el. Să ajungi mare, zice. Dar nu l-ați crezut și n-ați acceptat în acele momente, bănuiesc. Nu, sigur că era dureros. Eram departe de familie. Știam ce atmosferă frumoasă este în familie, ce dragoste și armonie este acolo. Și i-ați acolo... invidiat pe frații Sfinției voastre în acele momente pentru cei rămași acasă. Chiar când mă întorceam acasă din vacanță, chiar le reproșam că vedeam că noi erau ascultători, ziceam, dacă ați ști voi ce înseamnă să stai departe de părinți. Dar cum decurgea de fapt? Stăteați la casa de copii pentru studiu, pentru masă, nu. Pentru somn și veneați în vacanță acasă? Nu. Tot timpul stăteam acolo, dormeam acolo și un program tur militaresc într-un fel, cu program de studiu, cu program de la masă aliniați, cu dimineața se făcea careu pe un platou acolo, făceam un careu și cântam tricolorul, se ridica drapelul țării și cântam drapelul după ce ne făcea inspecția, că avem totul și pieptăni și batiste și pantofii făcuți. Și, deci un program foarte dur mai întâi din partea celor care ne conduceau, dar după aceea și între noi. Fiind mic și slab și atunci nu și atunci cei mari mă puneau să le fac treburile lor, să le spăr șosete, să le fac pantofi, să le fac sectorul lor, adică munca lor să chiar îmi luau felul întâi, felul doi la masă. Era o luptă pentru viață până la urmă. Da, era un fel de lege a junglei. Aveați voie să primiți vizite? Veneau părinții? Vă întâlnați cu ei? Nu. Care era? Nu veneau. Părinții nu au fost niciodată
stat acolo decât... Nu vorbeați la telefon, nu vă vedeați, nu nimic. Și totuși ați zis că în vacanțe veneați acasă. În vacanțe nu totdeauna. Nu totdeauna. În vacanțele mari mai ales, sau chiar și de Paști, de exemplu, ne duceam în tabere, în excursii și trăiam în aceeași atmosferă și acasă eram străin, eram ca un musafir. Care a fost cea mai lungă perioadă în care nu v-ați văzut părinții și familia? Cât am fost acolo în casă de copii, știu eu, jumătate de an, cam aproape că eram, era ceva obișnuit, jumătate de an. Care era psihicul copilului Emil într-o casă de copii, știind că are alți frați în casă cu părinții, undeva la Săveni, nu foarte departe de Budăi, nu-i așa? Dar pe care... 30 de kilometri sunt. Dar pe care nu i-a văzut de atâta vreme. Vă gândeați la ei zi de zi? Da, sigur. Totdeauna. Adică zi și noapte. Mă gândeam la ei, la frații mei, dar am încercat să-mi îngrop alea, să spunem așa, dorul ăsta de casă și să nu mai mă gândesc atât, să sufer atât de mult, citind cărți. Am început să citesc și citeam foarte mult, chiar aș zice câte 9-10 cărți pe lună. Practic simțeați alte vieți și alte povești, da. Uitând de propria viață în acele clipe. Și printre, iată, lucrurile, spunem, negative sau, mă rog, dificile, acesta a fost un avantaj și, iarăși, mâna lui Dumnezeu, consider că mi-am făcut un bagaj de cunoștință și un bagaj de posibilitate, adică cuvinte multe pe care le-am învățat, dar și cum am spus, am intrat în cărțile astea și am descoperit o mulțime de atitudini de viață, de moduri de viață ale lor. Cum ați abordat lucrurile astfel încât ușorul resentiment pe care l-ați avut față de părinți să nu se transforme chiar în ură? Mă gândesc că fiind departe de ei, ați simțit la un moment dat acea răzvrătire. De ce eu? De ce sunt aici? De ce mi s-a întâmplat așa? Dar cu timpul lucrurile au luat o altă întorsătură. Când s-a întâmplat acest lucru și cum ați reușit? După ce am terminat școala, când l-am întrebat pe tatăl meu, tată, dar ce inimă aveai de... Când mă ducea la focuri ca să merg cu cine meream acolo, cu un tractor, cu căruța, până la podul lui și după aceea pe jos. Ce inimă aveai? Crede-mă, după ce mă despărțeam de tine, plângeam ca un copil. Plângeam și eu. Dar totdeauna am zis, hai să vezi ce bine o să-ți prind. Hai să vezi cum o să întoarcă Dumnezeu lucrurile. Și iată că n-a zis rău, cum se spune, că atât sfinția voastră, cât și sora, care la fel a fost și dânsa în casa de copii, ați ales calea vieții consacrate, da. ați ales să vă dedicați viața slujirii altora. Până la urmă. Da, sigur. Că totdeauna m-am gândit ce bine le așează Dumnezeu și ce cât de mulțumit am fost totdeauna și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc și părinților pentru că au avut gândul acesta bun și răbdarea cu mine și sigur a fost totdeauna alături de mine. După ce ați terminat școala gimnazială, v-ați dus la liceul de construcții, da, nu? Da. Acum cine vă susținea și cine vă ajuta? Și bănuiesc că în perioadele de vacanță mergeați acasă la părinți, nu? Când erați deja la liceu. Aveam două posibilități. Cei care stăteau la casă de copii, după ce terminau clasa 8-a și mergeau la liceu, îi susținea statul în continuare până la... Să continue studiile. Da, să continui studiile până la... Până ieșeau muncitori sau, mă rog, aveau... Venituri. Dar și mergeam, dacă voiam, mergeam înapoi la casă de copii, îmi petreceam vacanțele acolo, mă duceau în tabere, în excursii, ce se organiza, dar aveam și posibilitatea să merg acasă. Ce ați ales? În excursii îmi plăcea și mai când se organiza excursii, atunci mergeam. Mergeam, da. În rest mergeam acasă, pentru că normal că inima era acolo. V-ați mai simțit vreodată acasă cu adevărat?
după ce casa dumneavoastră a devenit totuși casa de copii? Nu, totdeauna. Când intram în casa părintească, era acasă. Era acasă, era acasă. Și până și somnul în patul de acasă era atât de liniștitor și atât de odihnitor era. Viața v-a așezat cumva lucrurile și ați terminat liceul, v-ați ales chiar cu un post de lucru și știu că ați muncit, dar n-a fost deloc ușor, pentru că știu că la un moment dat pernă v-au fost niște fiare, iar patul, la fel, a avut același material, fiare și cu o pătură deasupra. Povestiți-ne și această perioadă a vieții sfinției voastre. După ce am terminat și profesionala, pentru că am făcut primele clasele a noua și a zecea ca instalator sanitar, am vrut să dau un treapta a doua, dar un eveniment nefericit din cauza unui, s-a necat un coleg de meu și eu am fost împreună cu grupul acela și directorul școlii a zis că ca pedeapsă chiar voiam să te ajut să mergi mai departe, dar pentru că ai fost în grupul ăla, îmi pare rău, nu ai nicio șansă. Și atunci am trecut la profesională cu specializarea de electrician și apoi m-am angajat la Suceava. Acolo stăteam la un cămin de nefamiliști, dar câteva luni am stat și apoi m-a trimis la Siret. Siretul unde este? La graniță. La graniță, da. Acolo mai toți colegii mei de muncă erau din zonă. Ei plecau acasă și eu rămâneam singur acolo în baraca unde lucram. Baraca de fier, de tablă, cum spuneați, nu? Pe bancul acela de fier. Dormeam acolo, puneam o pătură de subt și la fel una peste fiarele care erau ca și pernă și dormeam acolo și păzeam și materiale din curtea de lângă baracă și încercam să merg la biserică și mergeam în fiecare. Mai întâi șeful de echipă împreună cu echipa s-a obișnuit să meargă în fiecare seară la un han acolo. Și mâncare, băutură, eu am mers odată de două ori și când am văzut că ei, asta e modul lor de viață, n-am simțit nicio atracție și am zis eu nu simt că asta ar fi viața mea. Da? Și atunci le-am dat și lor rândul, un rând de, cum zic, cum era atunci, de băutură și de mâncare, am plătit eu totul și am zis, de azi înainte, eu nu mai merg cu voi. Da, nu mai vin cu voi. Și mergeam la biserică, singurul tânăr care mergeam la... Cum vă priveau colegii? Sigur că s-au supărat, sigur că au fost câtva timp când m-au privit, mă rog, ca un... cum să spun, un ciudat al acelor timpuri. Da. Dar, cum să alegi să mergi la biserică când noi te invităm să mergi să te simți cu mine? Bănuiesc că așa era gândirea lor. Da, sigur că da. Și, dar simțeam nevoia, deși nu aveam niciun plan, niciodată nu m-am gândit să ajung preot, nici habar nu aveam ce înseamnă treaba asta, nu? Dar simțeam nevoia să merg. Să merg și să mă rog acolo și să simt prezența lui Dumnezeu. În acele momente vă închipuiați că va veni vremea să aveți o familie, să aveți copii, să vă așezați la casa dumneavoastră? Nu. Nu vă gândați în nicio direcție în momentul acela? Nu, absolut nu. Nu vedeam cum ar fi să fiu eu, să mă căsătoresc, dar simțeam că nu-i locul meu acolo. Asta era totdeauna. Și maestru, când venea și mă punea să fac diferite piese, mă rog, acolo zicea, băi, nu se vede că nu-i capul tău aici. Tu ia gândește ce trebuie altceva să faci. Altceva trebuie să faci. Tu nu ești pentru asta. Și cum s-a ales drumul pentru ceea ce trebuia să faceți, de fapt? Aveam un coleg de profesională din Orlești, de aici, de lângă Iași, care era catolic, era vecin cu niște seminariști atunci, acum sunt preoți frații Lucaci, și el îmi povestea că ieșea pe drum seara și stătea de vorbă cu ei, fiind vecini. Și eu foarte mirat ziceam, da, seminarist,
Dar cine e acela seminarist? Păi uite așa, cel care se pregătește pentru preoție. Și ce vorbește cu ei? Că eu îi puneam deja în icoană. Nu? Ce poți să vorbești cu un seminarist? Păi vorbim de toate, sigur, că lucruri frumoase, bune. Și au început să mă introduc ce înseamnă seminarist, cum să pregătesc ei, ce fac ei. Și atunci parcă o luminiță sau vezi ce interesantă viața. Uite, la asta chiar că nu m-am gândit. Dar sigur că nu m-am gândit să ajung preot, nu? Dar într-o zi, într-o vineri așa, am simțit nevoia să merg acasă. Și, băi, trebuie să merg acasă. Dar o barcă, parcă mă frigea ceva înăuntru, parcă să merg acasă. Nu era o obișnuință să mergeți acasă? La ce perioadă mergeați? Înapoi la Săveni? Nu mai pusesem de 7 luni. Mergeați rar, deci rar, nu era. Da, foarte rar, pentru că nu era peste mână. Siret, trebuia să ajung la Suceava, după aceea tot așa, tot schimb mai multe mijloace de transport și cu greu ajungeam acasă. Dar plus că mă obișnuisem totuși cu viața aceea de să mă descurc singur. Experiența de la casă de copii, nu? A venit și cu modul ăsta de viață. Și am zis, hai să merg acasă. Ce o fi, nu știu, dar trebuie să merg numai decât. Am ajuns și când m-am dus duminica la biserică, părintele paroh, părintele Damian Vătămânelu, Dumnezeu să-l odihnească, a anunțat că se fac înscrieri la seminar. Și printre altele, la sfârșit a spus, așa, voi tot vreți preoți aici să vină preoți, dar voi nu vă gândiți să meargă cineva de aici, să ajungă cineva preot. Nu fusese din satele cele, de fapt este Focuri și Săveni, satele catolice de acolo. Nu fusese niciodată unul la seminar sau să ajungă preot. Și atunci pe loc, în biserică, la anunțul ăla, m-am gândit, merg eu la seminar. Deși am spus că nu aveam idee și nu... Deși erați venit doar pentru o scurtă vizită acasă, da, și urma să vă întoarceți la Siret, da, să lucrați, da, să, da, vă, da, reluați postul. Da. Și am zis, merg eu la seminar. Merg eu să mă fac preot. Am ieșit afară după liturghie și un grup de copii au fugit repede la parohie, după părintele. Eu ziceam, nu știu ce vor ei, dar eu știu ce vor. Ei voiau mingea de fotbal. Părintele să se joace. Da, le-a aruncat mingea, au fugit cu toți, eu am rămas. Parohul a dat să intre înăuntru și a întors capul și m-a văzut acolo. Dar tu nu fugi după ei? Zic, nu, eu am venit. Câți ani aveați, părinte, atunci? Aveam 19 ani. Dar pentru ce ai rămas? Vreau să merg la seminar. Ce ai zis? Vreau să merg la seminar. Dar nu te cunosc. Eu sunt aici, avea și el vreo 11 ani de când era. De unde te cunosc? Nu aveți de unde să mă cunosc, n-am stat în sat. De unde este? La casă de copii. Serios, da. Dar știi că săptămâna viitoare se dă examen? Cum adică? De examen mă gândeam să zic că mersi că merge cineva. Chiar să vă premieze. Da. Zice, nu, chiar se dă examen săptămâna viitoare. Păi atunci eu n-am ce face. Nu sunt pregătit, nu? Da, nu. Eu lucrez 10 ore pe zi, n-am timp acum să mă pregătesc pentru examen. Și am dat să plec și am pornit spre poartă. S-a repezit, m-a prins părintele, vin în coace, crezi că scăpe așa ușor. M-a băgat în parohie, mi-a spus să iau loc pe fotoliu și ia spune-mi dacă viața ta, i-am explicat care a fost viața mea până atunci și i-a spus, băi, hai că să-ți dau un sfat. Ce ai de pierdut? N-ai nimic de pierdut. Tu ai locul tău, ai cameră, nu acolo, mă rog, dormi acolo, unde ai salarul tău, ce salar ai? Zic, 2000 de lei. Oh, ce salar, nici atâta, nici eu n-am atâta. Zice, zice, păi, n-ai nimic de pierdut. Te duci, ai reușit, bravo ție, te duci la seminar. Dacă nu, te duci înapoi, liniștiți, gata. Și m-am întors înapoi, într-adevăr, locul de muncă, am cerut maestrului să-mi dea o săptămână de concediu fără salar. Așa m-a sfătuit parohul, dar nu cumva să spui că mergi la seminar. Că atunci ai încurcat. Spui că vrei să mergi la un liceu de ăsta care e acum la modă, că e pentru construirea socialismului, mă rog, la liceu energetic. Asta e de viitor, zice. Și atunci i-am cerut maestrului, maestrul zic, bravo mă, uite, de oameni de ăștia avem nevoie.
M-am întors înapoi și la pentru a da examen. Dar ceea ce este foarte pentru mine a fost important a fost că atunci când m-am întors înapoi de la parohie și am vorbit cu parohul și am stabilit să vin săptămâna viitoare, acasă la mine erau mai mulți frați. Și am trimis pe imediat pe frații mei mai mici să adune niște manuale. Unul să aducă o carte de română, altul de istorie, altul. Și mama zice, da de ce? Pentru ce te pregătești? Pentru ce te pregătești? Da. Săptămâna viitoare am examen, mamă. Dar ce n-ai dat examene, atâta examene? N-ai ajuns muncitor, ce mai ai? Ce examen mai vrei? Ei, las că spun eu, mai târziu. Și nu i-ați spus în momentul atunci, acela? Atunci nu, dar un frate de-a meu mai mare spune, băi, ai ajuns și tu muncitor și nu dai și tu un par de vin. Și cum noi n-aveam vie, atunci am trimis la un vecin să ia o sticlă de vin. Și între timp discutam, era și mama fraților, care acum sunt preoții în Balan, era acolo și după ce am luat fiecare un par de vin, mama tot insista, băi, spune de ce? Zic, uite, mamă, săptămâna viitoare vin și dau examen la seminar. Și se uite la mine și zice, băi, bărbat, ești tu, bă, bei un par de vin și vorbești prostii. Din nou a crezut că e doar o glumă. Da. Și am spus, da, uite, și m-am grăbit, trebuie să ajung la autobuz pe jos, sigur, 5 km. Și m-am întors după o săptămână să dau examen. Timp în care v-ați pregătit, în acea săptămână, când terminați? Sau, n-ați mai lucrat? Am lucrat, sigur. Am ați lucrat în acea săptămână? Și toată noaptea învățam. Ați învățat? Da, învățam în barac acolo, cu cărțile. Da. Și m-am întors înapoi, părintele paroh m-a luat cu mașina și în drum spre Iași, el a spus, da, știi că trebuie să dai examen și la muzică, trebuie să cânti un cântec. Eu zice, n-am cântat niciodată în viața mea. Cum? Nici un cântec de pahar, așa ceva? Nu. Nimic. Hai să învățăm. Și a început el un cântec simplu să mă înveți, fericită-i ziua aceasta. Și el cânta, eu nimic. Și la un moment dat pune o frână bruscă, mă lovește capul de parbriz, speriat, ce se întâmplă la părinte? Băi, tu îți bagi joc de mine? Eu cânt ca așa, singur și tu, nu, nimic. Fii atent, dă-te jos, te lăs aici în câmp. Dacă nu începi să cânti, acum te-am lăsat aici. Speriat, am început să cânt. Mai erau vreo 6 km până la Iași, 3 strofe le-am învățat rapid. Și am dat examen, dar pentru că aveam lipsuri mari la cateism, nu, celălalt îi mai știam eu, dar cateismul nu știam deloc, l-am rugat pe paznicul de la seminar, care avea o gheret acolo, de paznic în curtea seminarului, l-am rugat să mă lese noaptea să stau eu acolo, el să-și facă treaba lui de paznic și să învăț cateismul. Și toată noaptea aceea am învățat cateismul că înăuntru se stingea lumina și se dădea stingerea. Și nu puteai să citiți. Și am dat examen, în ziua examenului am ieșit o leacă, după examene am ieșit o leacă în oraș, când m-am întors se strigau deja rezultatele. Și am întrebat, iau numele ăsta de Lucaci? Nu. S-a terminat de strigat, dar îi striga pe cei care nu reușiseră. Dar eu credeam că sunt aia care au reușit. Am dat să ies afară. Și atunci a zis rectorul, de acum strigăm pe cei care au reușit și la toamnă vin. Opa, zic, oi fi pentru ei. Uh-huh. Al șaptelea din 150, câți eram candidați, așa a strigat numele meu. Acum nu știam ce să fac. Eram într-o situație așa de neclară. Unii din cei care reușiseră strigau din sus de bucurie, săreau, gesticulau. Alții plângeau. Eu stăteam și ziceam, dar eu... Nu vă venea să credeți? Da, sau? Da. Nu știam dacă într-adevăr am făcut ceea ce trebuia. Pentru că nu știi nimic ce înseamnă a fi seminarist, a fi preot. Am zis, dar în ce m-am băgat eu acum? Poftim, trebuie să schimb complet totul, toată viața mea și totul. Și era teama asta de neprevăzut, de ce o să fac eu de acum, dacă o să reușesc să mă... Să duceți la capăt, pornesc, practic, pe drumul ăsta, da.
Întors acasă, ce au spus părinții când le-a zis, am reușit? Mai întâi am spus că nu, n-am reușit. Tot în spirit mama, de glumă. Da, da. Și să vedem mama cum reacționează. Și n-ai reușit? N-am reușit, mama. Ei, nu-i nimic, te întorci înapoi. Da, ai fi vrut să reușesc, că ai cum nu dădea Domnul să fie așa ceva în familia noastră. Deci și sufletul ei de mamă, da, zicea că ar, da, fi fost o bucurie. Și am zis, nu, mama, am reușit. Nu, nu cred până nu spune preotul pe altar. Anunț preotul pe altar și... și într-adevăr, am parohul, deja știa, nu știu, a fost anunțat, și dar imediat m-am întors înapoi în vacanță, cât a ținut vacanța, ca să lucrez în continuare, pentru că cei care ieșeau din pe șantier, adică în momentul când te angajați pe șantier, aveai contract 5 ani de zile și obligatoriu trebuia să lucrezi acolo 5 ani de zile și după aceea vrei, dacă vrei, să schimbi locul. Și atunci, plecând de pe șantier, era foarte posibil să plătesc contractul ăsta. Și am continuat să lucrez, am adunat bani și am lăsat mamei bani pentru ca să nu fie o povară pentru ei. Păi, și ați reușit în toamnă să mergeți la seminar? Da. Ați lucrat până în toamnă? Până în toamnă, până a început școala. Și apoi m-am dus la... V-ați dus la seminar? Da. A fost... fericită mama Sfinției voastre, adică bă, frații dumneavoastră, mă gândesc că nu s-a așteptat nimeni totuși să alegeți această cale, mai ales știind ce copilărie ați avut și ce clipe grele ați îndurat. Sigur că n-am, dar nici nu se discuta treaba asta, adică nu se putea închipui cineva că putea să aleagă un drum de asta cineva din zonă, de acolo. Pentru că de acolo, cum am spus, n-a ieșit niciun preot, doar episcopul Pleșca, dintr-un sat vecin, dar prin anii 40 a ajuns el preot, nu? Și nu se știa, nu se putea concepe lucrul ăsta când cineva la seminar. Și când am ajuns seminarist, se mirau că eu merg acasă. Ei credeau că odată ajuns seminarist, stai la parohie, ca preot, acolo. Ca să, permanent, ca ai, da. Acolo e. Dar în vacanță veneați și stătați la părinți. Cum a fost ziua în care ați celebrat prima sfântă liturghie în satul natal? A fost o sărbătoare deosebită. Au participat toate satele din prejur, ortodoxe. Așa, pentru că era ceva cu totul... Nemai văzut, până atunci? Da, un preot nou sfințit. A fost fanfara satului, a cântat cu bucurie. A fost ceva de vis, adică seara eram, de-abia mai stăteam pe picioare de oboseală, dar fericit cu totul, o zi plină de tot. Și atunci sora mea, mai mare, care a vorbit și în fața papei, mama părinților Balan, s-a dus la biserică de acasă, după primiții, după masă, s-a dus singură în biserică, a început să se roage, Doamne, frumos a fost, ia și de la mine, Doamne, că ai de unde. Avea și ea un spic. Și așa a fost să fie și are doi băieți preoți și două fete, persoane consacrate. Până la acel moment, nu? Până în momentul în care ați celebrat prima liturghie în satul natal și ați zis că ați fost extrem de fericit, puteți spune că aceea a fost una dintre puținele zile în care ați fost fericit? Da, poate cea mai, nu, că poate sigur, cea mai fericită, pentru că m-am simțit împlinit. Sufletul meu și inima mea era ca un izvor care curgea, care mă răcorea și care mă făcea cu adevărat fericit, în sensul că am ajuns la țelul pe care mi l-a dat Dumnezeu, până la urmă, care l-am urmărit eu numai decât, dar în sfârșit simțeam că am făcut ceva pe placul lui Dumnezeu. Părinte Emil, ce rol credeți că au avut toate aceste încercări și greutăți în viața Sfinției voastre? Mai întâi, sigur că m-a maturizat foarte mult. Apoi m-a ajutat să cunosc viața așa cum este și mai ales m-a ajutat să pot să înțeleg pe oameni, să pot să mă cobor la orice nivel
și să înțeleg pe oameni. Și asta m-a apropiat foarte mult de oameni. Pentru mine niciodată n-a fost problema de a sta cu orice om, și cu un om care e beat, și cu un om care e foarte sărac, și cu un om care e bolnav, și cu... Totdeauna m-am simțit foarte apropiat de ei și unul de-a lor. Și mi-am dat seama, într-adevăr, totdeauna m-am gândit, uite, ce mult mi-a folosit toate momentele de încercare și toate etapele prin care am trecut. Familia, casă de copii, apoi faptul de a fi străin și de a te descurca între străini. Îi dați acum dreptate tatălui dumneavoastră care a zis, lasă, că vezi tu de ce, cât de bine va fi și de ce trebuie să mergi acolo? L-am îmbrățișat de multe ori ca preot și am mulțumit personal și i-am spus câtă dreptate ai avut tată, dar cu mintea mea de copil atunci nu aveam cum să înțeleg. Dacă e să ne gândim la un verset din Biblie care vă este aproape de suflet și care vă caracterizează, ce ați vrea să spuneți? Aș vrea să spun motoul pe care l-am ales ca l-am trecut pe amintirea de preot. Jertfa mea, Dumnezeule, astfel să se împlinească înaintea ta încât să-ți placă ție, Doamne Dumnezeule. Jertfa mea de a-i oferi viața și tot ceea ce sunt pentru ca să pot să fac ceva pentru Dumnezeu și pentru oameni și pentru împărăția sa. Pe final de emisiune vă rog să le adresați un cuvânt copiilor care cresc în casele de copii, în orfelinate, copiilor care nu știm dacă vor avea sau nu norocul și soarta pe care Sfinția voastră ați avut-o, dar cu siguranță acum trăiesc acele clipe grele pe care nici Sfinția voastră nu le-ați uitat. E interesantă întrebare, chiar că nu mi s-a mai pus niciodată. Să aibă curaj, să aibă încredere în Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Pentru mine a fost foarte greu și lucrul ăsta, pentru că ni se vorbea în continuu împotriva lui Dumnezeu. În acele timpuri, da. Și nu ni se dădea voie să mergem la biserică, nici vorbă, nici iconiță, nici nimic ceva religios. Dar acum sunt atâtea posibilități. Să aibă curaj și totdeauna să fie conștient că e cineva acolo sus care îi iubește, care îi iubește și care îi protejează. Și o mamă care cu adevărat îi are totdeauna sub privirea ei și sub mantia ei. Și asta să îi încurajeze și apoi să fie conștient că poate și pentru ei e un plan al lui Dumnezeu și ei vor avea de câștigat sau se vor bucura mai târziu de experiența asta. Părinte, vă mulțumesc pentru mărturia pe care ne-ați dat-o. Vă felicit pentru faptul că, iată, din momentul în care ați fost sfințit preot, ați putut cânta, deși poate n-ați făcut-o fizic, ați zis zilnic, fericită e ziua aceasta și ați făcut ca viața Sfinției voastre să fie una fericită, fericindu-i pe alții. Mulțumesc frumos pentru invitație la emisiune și sper să fi transmis un mesaj care să folosească cuiva. Mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Nicoleta Timaru. Nu uitați, fericită-i ziua aceasta doar dacă o faceți dumneavoastră să fie una fericită. Toate cele bune!